Stați-mă un pic, un pic. Hai, Bobi, dăm drumul. Da, nu mă un pic, că trebuie să caut un veterinar. Ce ai, te-ai îmbolnăvit? Porcule. Nu, man, stați un pic. Am luat niște vaci la țară, la bunici și am luat niște material de la de însămânțare artificială și acum, pe bune, e mai ieftin, dud. Și trebuie căutat o mașinărie de aia care să facă însămânțarea și caut om să vină, pun anunț, caut om... Acum? Să puie monta. Dar nu ce să facă, scuză-mă? Bă, ok, ești dud, e aparat de la de montă, de pus montă și caut om să puie monta. Să pună monta. Să puie monta, dud, oamenii la țară așa zic, nu să pună, să puie, caut om să puie monta. Știu, nu poate să o puie monta mai târziu, că avem emisiune de făcut. Bă, mi-a dat, nu mai dădeam send. Uai, deci ești ceva? Hai, gata. Hai, gata. Vă voi feri de griji prin programul pe care îl lansez, o puicuță pentru fiecare. Nimeni nu va mai suferi de foame datorită programului bomboana care se topește greu. Tinerii vor avea locuri de muncă prin programul, dacă tot stai degeaba, măcar să-ți o iei. Mamele care fac trotuarul nu vor mai naște pe stradă, ci vor naște pe trotuar, pentru că nu, logic, e al lor. Copiii din școli vor fi detenționați de profesoare care arată mai bine, iar ele vor fi plătite în plus pentru asta. Am să scot religia din școli și am să vă bag în o Românie în care nu-i normal că nu-i normal, abă. România cu cunilingusului bine făcut, abă. Abă, președintele care unește stomacul de spate, Adrian Cucu, respect pe față, abă, sau pe piept. Cuculeț mai bun decât orice petrecăreț, abă. Adriana Cucu, bună, abă, pentru fiul tău.